În videoul de astăzi aflăm câți bani a băgat Toto în Apex. La contul tot de 10.000 de euro. Deschide mai multe cutii decât pot număra. Și aflăm diferența dintre o suricată și o focă. Românesc, așa. Dar ce contează la tine? Ai bani, cumperi jderul, îi schimbi numele în focă și gata. Ce? Haide să facem case opening-ul! Primul click, let's go! Alb, albastră și galbenă. Banner. Oh, doamne, pe miraj, ultimul. Mea. Dar tot așa, cu sărăcie. Albă, albastră. Wow. Un banner pe clip. Mă, măcar crafting metals e bine. Nu mai da la dăm continuu, nu mai descriu. Două albe, ce cu sărăcia asta, alo? Fola, și schimbă și vreau. Uite-l pe grasul. Dar de ce ai zis că era bogoit Gibi? În timp ce scoți arma, gen scutul și încep să tragi, în același timp nu mai ai hit rage, trăiești mine, primele glanțe. Și dacă faci asta de multe ori, nu mai ai loc. Fain, așa. Hai cu heirloom-ul. Ce heirloom, bro, că contul ăsta e full de heirloom. Nu mai are ce. Numai următorul heirloom, care o să apară, nu știu, peste... Ia zi totul, că tu ești leaker. Anul viitor, în următorul collection event. Iau, și ăla când e? Dă-mi așa o lună, aproximativ. Păi se numește Fright Night, o să fie după, după eventul de Crăciun și sale-ul de an nou. Deci adică cam după ianuie. Anul nou. Ianuarie, aha. Februarie, ceva de genul. Am înțeles. Și pe ce o să fie? Pe GB, ok. No, păi să rezolve atunci bug-urile până atunci. Hai, că am ajuns la sărăcii. Am ajuns la sărăcii, două albe și albastră. Tot așa o să fie, guys, tot stream-ul de azi. Tot două albe și o albastră o să dăm. Dă-mi-l, da. Deși parcă am văzut poze cu el. Ce mă? Opa! O albă și, și două albastre. Acum da. Acum da. Nu știu, mi se pare că Horizon asta numai skin-ul default e cel mai frumos. Da, poate. Horizon, nu Horizon. Horizon! Că suntem români! Patria noastră cere cuvinte în română! Tovarăși! Bro, poate să spice, dar nu contează level-ul, poți să le cumperi. Salut, Sanji! Bine ai venit pe stream. Tovarăși români! Trebuie să pornim o reformă, să înlocuim toate cuvintele în engleză cu cuvinte originare românești. Mersi de subscribe, Sanji. Bă, Sanji, ăsta e nume de român, mă. Schimbă-ți numele în Costel. Pune-ți nume românesc. Costel, Marcel, Mirel, Rădoi. Rădoi. Ia ziceți voi de pe stream, vă las pe voi să dați click-uri în locul meu. Ce zice, World Pack-ul de 25 sau ăla de 50? Ăla de 25 costă 2000 de Apex de asta și ăla de 50 costă 4000. Deci, zi-mi în euro, direct. 40 de euro și 20 de euro. Am înțeles. Și hai să vedem. Deci 50, o să îmi garantează exclusiv și inegalabil un jucărie de asta de la McDonald's. Așa. Și câte Apex Packs? 1. 50. Nu, de astea legendare, nebunii. 1.
una bucată Apex Pack și 49 de astea urâte și albe. 50. A, deci e 51 în total. 51. A, păi da, îmi dă atunci cu schema aici, men. Păi îmi scrie aici sus că e 50, dar de fapt e 51. Sunt 50 de Apex Pack-uri normale și nu legendare. Asta, a, asta e ca dumă de aia, că știi? Sună doar acum și nu-ți vom da 50 de pack-uri, îți vom da chiar 51! A, asta îți dă numai jucărie de la McDonald's. A, am înțeles. Deci diferența e că ăla îți dă jucărie de la McDonald's, de aia mai șmecheră cu roșu, asta e cu verde. Așa. Și avem și o cutie de haur aici. Am înțeles. Bă, dacă ai bani, na, se merită ce ai tu bani. Dacă îi să cumpărăm 50 de pack-uri separat, cât vine asta în euro? Tot. 50 de euro. 50 de euro. Și pack-ul ăsta costă 40 de euro. Da. Mă, dacă tu vrei să-ți dai bani pe pack-uri, da, se merită să bagi 40 de euro în asta. Că cine știe cum la 51 de cutii ai șansă să spice poate un heirloom. Mai știi totul la câta cutie ți-o pica ție heirloom-ul? Între 150 și 200. Aoleu, maică. Dar bine, tu ai fost cu ghinion atunci. Adică l-avem pe... Pe cine eram... Unul de pe Valorant România. Era unul de pe Valorant România, jocul se lansase de o săptămână și lui i-a picat din pecurile free. Cuțitul pe Red. Mai picuri de censură? Știi ce ar trebui să existe în jocul ăsta? Un fel de fast forward, efectiv. Să poți să deschizi 50 de cutii deodată cum e pe... Nu știu dacă Lord. Pe... Nu știu dacă e și pe CS fix în CS, dar cum sunt pe alte site-uri, știi? O, legendar. Pe site-uri din alea, de case opening, frumos. Oh my god, ce e asta? Rampart. Rampart? Nu-i dau IP cu Rampart. Ce e aia, frate? Ce e? Ce e aia? Mașina de tocat. Serios, de nou arată ca o mașină de tocat. Îți zice, gata, ai ajuns la limita de cutii pe care poți să le deschizi, hai că-ți dăm 2000 de euro de la noi. Câți bani ai băgat în jocul ăsta? Nu știu. Ai băgat 1000 de euro? Știu că am plecat, am trecut de 2000. Ai trecut de 2000 de euro? Da. 2000 de euro băgați în Apex? Da. Trecut de 2000 de euro? Da. Când ai trecut de 2000 de euro? În sezonul 5. Și sezonul ăsta e 7, nu? Da. Deci ai ajuns pe la 2000 cât? Aproximativ așa, cam cât crezi tu? 700. 2700 de euro. 800, nu știu, acolo. 2800. Da.
Bă, voi vă dați seama că alți bombardieri adună trei mașini ca să facă de valoarea contului băiatului ăsta. Bombardier de ăștia nebun pe care îi vedeți pe Instagram că se flexează cu țoacle de mașini de prin 2000. Vă dați seama că băia trebuie să strângă 3 leghiane de ele de mașini să facă cât valoarea contului lui Tota. Când ai ce face cu banii, be like. Da, să știi. Mi-a plăcut jocul și mi-a plăcut perfectul. Așa că... Ți-a plăcut jocul, man. Hai să ne aducem aminte de cât ai băgat în Fortnite. Zic cât ai băgat în Fortnite. Hai să vorbim despre asta. Hai, zi. Nu mai ai ajuns la 10.000? N-am ajuns la 10.000. La 8.000 ești, așa-i? N-am ajuns la 8.000. Ba, nu minți că ai ajuns la 8.000. Erai la 6, 6.000. erai la 6.000 și ceva când știam eu. Men, valorează mai mult decât mașina mea contul tău de Fortnite. Pe bune! Asta este. Deci, deci valorează mai mult decât mașina mea dacă i-aș da kilometri înapoi și i-aș pune-o pe zero. Tot valorează mai puțin mașina mea față de contul tău de Fortnite. E un pic la Legends. Ce Legends, mă, mă lași. Care, ce foc ai? Asteroidă, uite foc. Asta nu-i focă, bă! Asta cu foc. Toamne, auzi, focă! Sau pupându-o, e suricată, suricată. Suricată, da, suricată, așa. Și de rui mai pe da, românesc, la așa. Față cu o focă. Tot te pui. A, ce contează la tine? Ai bani, cumperi jderul, îi schimbi numele în focă și gata, ce? La contul tău de Fortnite de 10.000 de euro, ce? Mai contează. Asta e o focă, guys, da? Asta e focă. Toto zice că... Unde-i? Horizon. Banner. Că asta e o focă. Ok. Dacă n-aveam mustățe, mi-a da, de la mustății, da. Adică, dacă se barbierește asta, direct focă, frate. Tai, da, acolo frumos mustața de ficior, știi? Ia cu bigul frumos. Gata, focă, tată, focă. Thank you.